Situația fostului ministru al Agriculturii, anchetat de DNA, este discutată atât în Parlament cât și în PSD. Senatorii și deputații trebuie să decidă în privința ridicării imunității lui Adrian Chesnoiu, în timp ce colegii din partid trebuie să-i găsească un înlocuitor. De ce acest lucru ar putea provoca tensiuni în PSD, ne explică Emma Stoica. Emma. Bine te-am găsit, Adrian, bun găsit tuturor. A început ședința Partidului Social Democrat, în care se va discuta și astăzi, dar și până la finalul săptămânii, un nume nou pentru postul de ministru al Agriculturii. Și dacă ne uităm la modul în care va fi desemnat un nou ministru pentru această funcție, ne uităm puțin și la ce se întâmplă în Partidul Social Democrat. Adrian Chesnoiu a fost un nume propus de organizația OLT, o organizație pe care îl susține pe Paul Stănescu, unul dintre opozanții lui Marcel Ciolacu în Partidul Social-Democrat. Acum, bătălia este pentru cine va propune un nou nume pentru această funcție, dacă va rămâne în continuare la organizația OLT sau va merge la o altă organizație care îl susține pe Marcel Ciolacu. Și aici, din informațiile noastre, va încerca Marcel Ciolacu să obțină o altă organizație care să desemneze numele, astfel încât să poată să obțină mai multă putere în partid. Pe de altă parte, ne uităm și la ce se întâmplă în Parlament, acolo unde astăzi, în Comisia Juridică, se va discuta cererea DNA de ridicare a imunității. A spus chiar președintele PSD că parlamentarii din partid vor vota pentru ridicarea imunității, pentru a merge mai repede această anchetă DNA și pentru a veni și cu un răspuns final. Mâine va fi votul în plenul Camerei Deputaților, în care vor vota parlamentarii pentru ridicarea imunității sau, din contră, cei care vor susține că nu trebuie aceasta să fie ridicată. Veți vota pentru ridicarea imunității? Categoric. E o decizie luată, mai ales că Adrian Chesnoiu ne-a rugat să facem acest lucru, indiferent de poziția Comisiei Juridice. Nominalizarea pentru funcția de ministru al Agriculturii va aparține tot organizației PSD OLT? Nu știm, e o analiză pe care o să o văd. Cu certitudine va aparține Partidului Social Democrat. Ce variante are PSD în acest moment? Avem vreo 5 sau 6 variante. Am avut discuții telefonice și ieri la sediu și alaltă ieri la sediu cu colegii mei. Din cele 5-6 variante o să venim cât mai repede cu o propunere. Petre Daia ar putea să revină la acest minister. Din punctul dumneavoastră de vedere, este cel mai abilitat? Este unul dintre numele propuse de către anumiți colegi. Dezbatem subiectul în continuare cu Robert Chiș, jurnalist Digi24.ro. Bună dimineața, Robert! Bună dimineața! S-a încins cartoful și în PSD. Un post extrem de căutat, postul lăsat liber de Adrian Chesnoiu, care a făcut imediat pasul înapoi și a anunțat demisia din funcția de ministru. Rămâne însă un post disputat, pentru că sunt și bani mulți, inclusiv în PNRR pentru agricultură, și spunea Marcel Ciolacu, Petre Daia nu e exclus de pe lista asta, să spunem. Cu siguranță sunt socialdemocrați nostalgici după vremea în care Petre Daia era la Ministerul Agriculturii și bătea de dimineață până seara țara să vadă, nu, cum merge agricultura în România. În schimb, dacă vorbesc cu agricultorii, nu foarte mulți vor spune neapărat că mandatul lui Petre Daia a fost unul extraordinar. Însă Petre Daia a rămas în memoria colectivă ca ministrul care a fost aproape de agricultor, motiv pentru care e și propus printre socialdemocrați sau vehiculat printre socialdemocrați numele fostului ministru. Era foarte vizibil. Nu cred că e una dintre variantele pe care socialdemocrații o iau în considerare la modul serios în acest moment. Rămâne de văzut cum vor arăta propunerile, cine sunt cei care vor fi înaintați de organizații, deși, după cum spuneați mai devreme, e și o bătălie în interiorul Partidului Social-Democrat pentru această poziție. E o poziție importantă, cea de ministru al Agriculturii, inclusiv în contextul mai larg, extern. Știm foarte bine, cu această criză alimentară, cu toate problemele pe care le generează conflictul din Ucraina, postura, poziția de la agricultură e una importantă și vom vedea în perioada următoare cu cine va veni PSD în interiorul coaliției și mai apoi pe cine va propune premierul Nicolae Ciucă, pentru că până la urmă ultimul cuvânt îl are premierul. Ședințe importante. PNL face prima ședință după aproape o lună, pentru că s-au luat niște decizii fără ca liderii din teritoriu să-și dea în convințarea. PSD are discuția în jurul postului de la agricultură și câteva meciuri de la distanță între cele două partide principale din coaliție. PSD îi reproșează lui Virgil Popescu, pe care ne așteptăm să-l vedem în minutele următoare cu explicații despre criza din energie și
acele măsuri pe carburanți. PNL îl acuză pe Adrian Căciu de la Finanță că el trebuia să vină cu măsurile. Cumva e cel mai important subiect de dezbatere în coaliție în acest moment. Pare cumva că se termină perioada de liniște din coaliție. Mai ales că evaluarea miniștilor. Am avut în ultimele luni o perioadă în care am văzut foarte multă armonie între liderii coaliției în special, dar și între cele două partide, PNL și PSD. Însă, cu cât trece timpul, ne așteptăm, și nu cred că e o surpriză pentru nimeni, să înceapă aceste meciuri politice. De ce? Pentru că, în primul rând, urmează anul 2023, an în care ar trebui să se facă acea rotație la guvernare, premierul să vină la Partidul Social Democrat și, desigur, urmează anul 2024, un an electoral important. Și deja fiecare partid începe să marceze pe temele acestea electorale. De partea PSD-ului vedem aceste teme economice pe care le împing socialdemocrații. Ele sunt respinse de Partidul Național Liberal. Astăzi, probabil, premierul Nicolae Ciucă va primi mandat de la partid să respingă toate propunerile făcute de PSD care contravin celor dorite de Partidul Național Liberal. Și aici mă refer la impozitul progresiv și la supraimpozitarea companiilor cu 1%, măsuri cărora PNL-ul li se opune pe față. Deja avem declarații publice în acest sens. Astăzi, probabil, vom avea și un mandat clar, probabil, din partea partidului pentru premierul și președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă. Vă spuneam că sunt teme care cumva au bătaie lungă pentru anul 2023 și pentru anul 2024. De altfel, sunt inclusiv informații, surse care spun că nu e exclus să vedem, poate anul viitor sau chiar de la sfârșitul acestui an, o confruntare dură sau mult mai dură între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Nu e exclus de altfel pentru că am trăit asta în trecut, atunci când am avut coaliții la guvernare care se apropiau de anul electoral, să vedem chiar ieșirea de la guvernare a unora dintre parteneri. Mă gândesc că, de exemplu, dacă PSD va ajunge să aibă premierul în anul 2023, începând din 2023, din primăvară-vară, va fi greu pentru Partidul Social Democrat să plece de la guvernare, pentru că din acel moment, dacă PSD pleacă de la guvernare, cade guvernul. Pentru că demisionează premierul PSD, automat va fi înlocuit tot executivul și vorbim de o criză politică. În schimb, dacă PSD pleacă de la guvernare când la Palatul Victoria e un premier PNL, atunci doar se schimbă culoarea politică a cabinetului și va fi mult mai ușor poate de înlocuit sau de continuat într-o garnitură de liberali guvernarea după anul 2023 cu tot ce urmează, adică decontarea electorală până în 2024, an electoral, pentru că vorbim de crize care nu se vor termina până atunci. Criză economică, criza alimentelor, criză energetică, toate acestea se vor accentua pe finalul acestui an, probabil și la începutul anului următor și vă spuneam, toate aceste teme care sunt acum aduse spațiul public, probabil sunt și o pregătire pentru anul viitor și anul 2024. Se anunță astăzi o zi extrem de interesantă la cele două partide mari. Într-o săptămână, două, vine și evaluarea miniștilor și atunci vom vedea în ce direcție merge acest meci și evident ne uităm și cu interes pe 2023 și 2024. Mulțumesc tare mult, Robert!